Primarul comunei Aninoasa, Ilie Pietroi, a încercat să acceseze fonduri europene pentru reabilitarea drumului, dar fără prea mult succes. Drumul comunal 45 Groșerea, Plopșorul, Piscuri este aproape necirculabil. Oamenii din satele Costești 1 și Costești 2, respectiv Daia, singura lor cale de acces este acest drum, nu au altă cale de acces spre oraș, spre primărie, spre poliție, spre instituții. Dar drumul acesta a fost asfaltat vreodată? Nu a fost asfaltat niciodată, există doar o porțiune de 4,4 km, respectiv 4,5 km, care a fost asfaltată, dar și acea porțiune este extrem de uzată, gropile sunt la topas. Deși s-a încercat plombarea gropilor cu pietriș, acest lucru ne mulțumește cetățenii. Drumul este foarte bun la ora actuală. În momentul când se fac, după intemperii, se fac gropi și câte și mai câte, este foarte rău când se pune pietriș. Sar pietrile, nu poate sta nimeni pe o bancă, nu poate sta nimeni la poartă, fiindcă îi sar pietrile în cap. Primarul spune că va încerca să reabiliteze drumul fie prin accesarea programelor europene, fie cu ajutorul de la Consiliul Județean Gorj.